În ultima perioadă, tehnologia se îmbină foarte mult cu agricultura. Aproape că nu poți vedea un viitor fără aportul tehnologiei care își dorește să-ți simplifice viața. Unele tehnologii chiar reușesc să facă asta. Altele au de trecut proba timpului și a utilității pentru a rămâne în atenție. Dar trebuie să recunoaștem că fermierii nu sunt dintre cei mai dornici de a fi provocați de tehnologie. Nu e ca și cum până să se apruce de agricultură, fermierul a îmbrățișat sectorul IT sau a crescut în fața jocurilor și a aplicațiilor pe calculator. Ce este însă de reținut este că fără tehnologie, omenirea funcționează și a dovedit-o istoria. Dar tehnologia, fără oameni, nu. Subscriu motoului ales de asociațiile mari de fermieri internaționale ce cred că au plecat de la această idee. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, căci nu e corect ca fermier fiind de 10, 15 sau 20 de ani să fii marginalizat că n-ai înțeles sectorul IT. Domnule Buzdugan, vin la dumneavoastră astăzi pornind de la ideea acestui panel care a avut loc la prima ediție a Târgului Farm Connect din Slobozia, unde s-a vorbit despre agricultura de precizie. Recunosc că foarte mulți fermieri sunt speriați. Și vin la dumneavoastră pentru că aveți o notorietate, o vârstă și aveți atât de multă agricultură de precizie. Putem face față? Cu siguranță da. Și am să-ți argumentez de ce spun da și eu zic cu toată tăria și cu gura plină. Pentru că nu cei care primesc, cei care iau tehnologia sunt vinovați, ci cei care o oferă. Nu o oferă într-o formă agreabilă, într-o formă ușoară, digestibilă, ca să rămânem în domeniul alimentar, și ei să urmeze pas cu pas. Sunt zone unde, sigur că vor munci puțin mai mult, dar el trebuie să dea, cum ne pare, place nouă să zicem, mură în gură fermierului ca să-l ajute un program care se poate... Ce aia că nu se pricepe sau că e prea în vârstă sau n-a auzit niciodată? Lucrurile astăzi în domeniul acesta sunt deosebit de avansate. Eu am o nepoată de 2 ani. Ea știe să-și pună toți pașii care sunt de parcurs la un aparat cu care ea se joacă, la o jucărie, ca să fiu mai explicit. Și atunci, de ce? Pentru că este accesibilă lui. Îl socotim și pe cel care prima dată pune mâna pe un astfel așa, că este de 2 ani și că trebuie să-i oferim drumul. Pașii, simple. Crezi că nu e asta soluția? Ba da, sunt convinsă și o să vă zic altceva. Trebuie să fie la fel de intuitivă cum este, iată, spre exemplu, tehnologia, fie iOS-ul, fie Android-ul. Pentru că asta a făcut atâția ani de cercetare. Ce? Ne-au făcut... Ce simplu! Exact. Este simplu pentru fiecare dintre noi să folosim această tehnologie. De ce nu ne-ar fi ușor să folosim și tehnologia de care astăzi discutăm, că oamenii se... Eu nu cred aproape că se tem. Sunt unii care nu vor. Sunt unii care sunt blocați. Eu le spun tradiționaliști. Da. Și nu tradiționali, că tradițional înseamnă să mai accepți altceva. Da. Așa, dar tradiționalistul nu vrea să înghită nimic. El spune că așa cum știe el, așa va face. De aia, la ora asta, încă mai arăm pământul, încă îl abordăm cu forță și cu asta îl deranjăm practic din viața lui, pentru că este un organism viu. Ce vine? Ceva, bagi cuțitul în el, îl răstorni, îl întorci, e stricat toată biologia, tot chimismul, tot ce se întâmplă bun acolo. De ce? Pentru că nu îl tratezi așa cum trebuie. Și răspunsul este, păi dar nu-i teren arabil. Nu de asta se cheamă arabil, ca să-l arăm. Și nu începea cu A de la arătură, agricultura. Da, și nu începea, asta e A-ul, primul A. Deci, așa este și aici. Lucrurile sunt atât de simple, dar atât de necesare și eu o spun fără să-mi fie frică. Am spus-o și în panel. Viitorul este ăsta. De întors, cale de întors, aici nu mai există. Algoritmizarea ne va cuprinde și toată medicina umană și toată medicina veterinară, dar ne va cuprinde și pe noi, agronomii, și ne va spune, dom'le, nu știu câte zile la rând a fost temperatură care a acumulat 70 de grade Celsius, cumulate. Asta ce înseamnă? Că nu știu care insectă intră în faza de depunere a pontei.
a depus ponta. Dacă urmează umiditatea aerului cu tare și cu tare, în atâtea zile vor ieși primele larve. Deci, eu ce fac? Când tratez? Și îmi va comunica când se tratează. Mi-a dat o săgeată ascuțită și îmi spune, în faza aceasta tratez, înainte de a depune ouăle. Omor adultul care depune ouă ca să nu mai am ouă. Sau folosesc un alt produs care este ovicid, care omoară și ouăle dacă n-am făcut-o, pentru că îmi dă și o alta, n-ai făcut-o la timp. Uite, mai e o soluție. Sigur, ultima soluție e să omorâm larvele. Deci avem și a treia soluție. Dar aia e mai costisitoare, s-ar putea larvele alea să intre în plantă, să nu le poți intra substanța care o ai, să intri în contact cu ele. Dau aici exemplu lui Pirausta, lui Sfredelitorul Porumbului. Că suntem tot într-o, aici, într-o zonă, unde se simte porumbului, bine. Unde conduce domnul Porumbescu, am înțeles. O treabă foarte frumoasă foarte a fost bine găsită, chestia asta. Da. Așa, și când ți-a intrat sfredelitorul în mijlocul plantei de porumb, e greu să-l mai combați. Așa cum când a intrat Helicoverpa, a intrat în, acolo la, după ce a mâncat, așa zisa, mătase, nu? Trece în știulete. Așa, e în zona știulete, dar este acoperită. Dai cu substanțe, e mai greu de... Deci, trebuie digital cineva, pe bază de inteligență artificială, să ne spună ce trebuie să facem. Pentru că știm noi, am învățat la școală, știm de toate, ne pricepem, așa, dumne, dar interpretarea condițiilor climatice, de la un moment dat, și fie vorba între noi, cu accidentele astea climatice de care toată lumea vorbește, lucrurile se încurcă din ce în ce mai mult, adică sunt lucruri neașteptate. Am avut îngheț în mai. Fără zăpadă și am avut peste căldură în ianuarie, februarie. Deci, lucrurile se schimbă, schimbările climatice, și aici o altă. E un alt subiect foarte interesant, despre care poate o să discutăm altdată. Noi trebuie să ne adaptăm și să acceptăm pe cineva care calculează, care adună și pe baza unui algoritm îți spune, tratamentul facem data de cutare. Și cu cutare. Și mai ușor și, pentru și mai termin. Ușor, da. Total și, de acord. Și atunci să zicem că nu ne place digitalizarea. Și nu numai atât, pentru că tot vorbim de porumb, în momentul în care în mătase, exact cum spuneați dumneavoastră, intră dăunătorul. Ei, avem o problemă pe care vroiam să o discut și n-a intrat în panel, e legată de drone. Facem tratamentele cu dronele, pentru că, iată, mașinile autopropulsate poate nu mai... Frumos, bă. Întrebarea este formidabilă. Ai văzut? Eu am spus astăzi în panel că satelitar primesc o imagine și într-o zonă de 3 hectare am o problemă, într-o solă de 100 de hectare. De aia nu știe nimeni, pentru că accesul până ca să mergi tu 5-600 de metri să găsești zona aia în porumb, în porumbul de 2 metri este aproape imposibil. Dar satelitar tu o vezi. Și atunci se pune problema. Dom'le, ce este acolo? E o băltire. Trebuie să se ducă cineva punctual la locul respectiv să elimine apa. Să găsească o soluție de eliminare a apei. Ca plantele să se dezvolte toate și alea 3 hectare să producă. Sau e un atac de boli. Exact ce mă întrebai. Păi atunci ce fac? Vin cu o dronă, simplu, și tratez alea 3 hectare. Pe caz vin cu dita mai mastodontul, să intru numai intratul, până așa. O dronă care are o anume cantitate, cantitate mică cu care poate face tratamentul. Dar vreau să spun că la ora asta sunt drone care pot transporta, și am văzut la Târgul de Agricultură, care pot duce până la 25-30 de litri de substanță cu care administrată la nivelul plantelor, în condiții de vânt mai puțin. El având însăși rolul său de turbionare, este. Drona este formidabilă. Pentru că multe tratamente, dacă nu cele mai multe, trebuie făcute pe sub frunză. Noi venim și trimitem jetul deasupra frunzei. Este formidabilă o dronă de asta care îți... Avem perna de aer inclusă în dronă. Exact, care îți rezolvă această problemă. Și atunci, nu mai ai nevoie de, să zicem, 5 litri pe hectar și ai nevoie poate de 500 de grame. Asta vreau să vă întreb. Și... Industria chimică e pregătită? Are ea dozajul pentru drone? Păi nu, dar noi îl reducem.
pentru că știm la cât se face, are efect. De ce? Pentru că dând pe, într-o anume poziție a frunzei, avem un efect, dând sub frunză, avem alt efect. Și atunci putem mijloca. Și în felul ăsta a fost în panel astăzi despre programul acesta verde al Uniunii Europene. E o formă, poate el e puțin cam dur, pentru că vine să reducă și România, la fel ca Franța. Franța utilizează, dacă nu mă știu, 3,7 kilograme de substanță activă și noi 0,7. Dar trebuie să reducem la jumate. E o nedreptate. Nu cred că puteam să găsesc un interlocutor mai bun care să țină partea Uniunii. Eu o să fiu de fiecare dată de partea fermierii. Dar dumneavoastră să ne imaginăm că sunteți și țineți partea Uniunii, pentru că știți foarte mult din ce înseamnă să păstrăm biologia solului, să facem perdele forestiere. Ați făcut tot ce era de făcut și ne cere Uniunea acum. Putem rezista? Păi, eu am previzionat toate acestea. Știi de ce? Pentru că m-am pus în poziția omului care are o responsabilitate pentru viitor, pentru viitorul acestui 30 pământ. 30 de ani, 50 de ani și înainte. Și iubesc pământul, soția mea nu mă aude, mai mult ca orice pe pământ, culmea. Pământul de pe pământ. Mult. Trebuie să avem grijă de el. Nu putem să-l lăsăm la așa, ca fiecare să facă ce trebuie. Și aici trebuie să avem numai poziții, opinii și să fie și înțelegere. Adică, ca și mine, să gândească toată lumea. Dom'le, de ce să nu adun toate sticlele de plastic într-un dâns să mă duc să le predau separat? De ce să nu aduc toate resturile de mâncare? Păi eu umblam și mi-aduceam compost din altă parte. Acum sunt un... Eu îmi compostez toate resturile de mâncare și toate iarba care o tai din curtea mea. Am și eu acolo o peluză cât de cât așa. Și la fel trebuie să gândim cu toți. Dar ajungem la treaba. O să ziceți, da, mănânci arunci mâncare, înseamnă că arunci multă mâncare. Păi, nu mai vorbim de risipa alimentară care e și ea legată pe acolo. Așa. Deci, trebuie să ne gândim la pământ. Am sărit din subiect, te rog, întreabă-mă mai departe, adu-mă cu picioarele pe pământ. E frumos din punct de vedere al omului, dar eu întreb din punct de vedere al fermierului. Dacă Uniunea spune minus 20%, minus 30%, noi putem ajunge, noi, România, la o stare de profitabilitate fără aceste procente? Și vorbesc de dumneavoastră pentru că ați tot sechestrat carbonul în sol, ați tot găsit metode. Da, este, cred că, cea mai frumoasă. Știi că tot timpul mă gândeam, oare de ce noi, cei care cultivăm plante, care plantele prin cultură, prin fenomenul de fotosinteză, ce face? Ia apa de în sol și cu bioxidul de carbon din atmosferă și împreună cu niște elemente, azot, fosfor, potasiu, formează materia organică. Deci e un dar dumnezeiesc și suntem mari consumatori de bioxid de carbon. Pentru că însuși oamenii, nu mai vorbesc de animale, ei ce iau oxigenul din aer și elimină bioxid de carbon. Păi noi agronomii, de ce ne pui pe noi într-o situație, zici, dom'le, amprenta agriculturii e mult mai dură. E o leacă pe nedrept. Așa cum, pe nedrept, pot fi și cei care forestieri, de exemplu cei din domeniul forestier. Ce să le cer că pentru ei că asta acolo fac, ei ce fac? Adună carbon în masa lemnoasă. Și atunci m-am gândit, ce facem noi? Putem sta indiferenți? Nu cumva și noi agronomii putem face un lucru ăsta? Și atunci am găsit răspuns. E adevărat că nu a fost răspunsul meu, ci a fost răspunsul unui bun prieten de-a meu, Michael Horsch, care a spus așa, dom'le, hai să sechestrăm carbonul în humusul din sol. Păi avuția națională a unui popor nu este dată de suprafața de pământ, este dată de humusul din sol. Pentru că pământ are și Libia, are și Egiptul, are și chiar și Arabia Saudită, au pământ cât lumea. N-au humus în sol. Asta-i. Deci, și atunci, punând pe fiecare, dându-i niște bani, sub formă de certificate de carbon, pentru cei care cresc humusul din sol, mie mi se pare, cum îl măsurăm pe ăsta, că într-un an a crescut diametru cu 2 mm la un copac și știu ce volume de lemn au crescut în perioada asta, așa voi spune și despre agronomul care a crescut humusul cu 0,1%. Și am cuantificat în felul ăsta
prin humusul ăsta, sechestrarea cantității de carbon pe care eu o dau sub formă de certificate de carbon și îl ajut. Toată lumea vine, zice că, dom'le, dacă ai cultivat nu știu ce, dacă ai pus nu știu ce plante intercalate, da, sunt de acord că dacă faci cultură de acesta de continuă, acoperire, de acoperire, e o treabă foarte bună. Dar dacă, după ce ai făcut toate astea, dai foc la miriște. A, da. N-ai da, stricat da, tot. Da. Nici nu vorbim de proaste practici. Și atunci mă duc. Deci, dom'le, nu trebuie să le iau așa. Eu trebuie să am un element de sinteză care să sintetizeze munca ta în materie de carbon. Sigur, poate sunt și altele, dar eu am găsit-o pe asta. Procentul de humus din soare. Și acum îți spun mai departe. Cu cât fiecare fermier va pune câte o bucățică de procent de acesta și va crește, țara va fi mai bogată. Vom avea, pentru că spuneam mai înainte, avuția noastră e humusul, din nu pământul, sol, nu din sol, nu solul. Și atunci, fiecare va pune omul. De ce? Pentru că cineva mă recompensează. Și am câștigat de două ori. Fermierul câștigă niște bani, țara e mai bogată, fermierul e mai bogat. E o gândire. Nu știu dacă e cea mai bună, nu știu dacă eu sunt cel care dau soluții. Cu cât se poate îmbunătăți un procentele? Adică, ce înseamnă un procent bun de humus și cu cât se poate îmbunătăți procentual pe an? România, din păcate, datorită exploatării, n-aș spune foarte intensive, a solului, dar faptul că nu m-a asemănat și a recoltat, a făcut ca materia organică din sol, respectiv humusul acesta, să scadă. Tu știi când spunea pământ deselenit, când literatura rusă vorbea de, dacă nu mă înșel, Șolohov a scris asta, vorbea de cât de grozav a fost prima deselenire. Păi era grozavă, pentru că era după 1000-2000 de ani în care humusul din sol a crescut. Și am constatat că obținem producții fără mari, fără să dăm îngrășământ. Păi și ce a zis? Asta e direcția. Deselenim, cultivăm. De acolo s-a început aratul în așa. Și au început și au arat, și au stors humusul ăsta de esență. De fapt, noi ne distrugem propria noastră materie distrugând humusul. Așa. Și deodată ne-am trezit că suntem o țară săracă în materie de humus. Și media humusului în România, eu nu cred, deci da, nu sunt specialist, cel mai bun să spună, dar eu nu cred că e mai mare de 2%. Păi o țară care are 2% și va reuși probabil în următorii 20 de ani să crească la 3%, va fi jumătate mai bogată decât era înainte. Tot dumneavoastră ați spus foarte frumos, mă amintesc la un interviu în urmă cu vreo 10-12 ani, când nu se vorbea despre carbon și despre certificatele acestea verzi, ați spus că un hectar de porumb emite mai mult oxigen decât o pădure, țin minte. Și în pledoaria dumneavoastră pentru porumb. Iată că în ziua de astăzi vin și spun. Și oamenii spun, te întreabă ce cultură ai pus, cum ai pus și încep să te măsoare. Nu e un indice sintetic. Eu vreau unul sintetic. Și de aia m-am axat pe humus. Pentru că iubesc această țară, iubesc pământul acestei țări și eu vreau ca noi românii să fim cei mai buni agricultori din Europa, dar să fim și mai bogați decât suntem astăzi. Păi, uite tu, țări ca Danemarca, de exemplu. Cresc cel mai un număr de porci, dacă nu mă înșel, de vreo 2-3 ori mai mult decât toată România. Și o țară mică acolo, așa. Dar știu ce să facă cu pământul ca să poată hrăni acești porci. Știu cum să scoate, adică humusul din solul lor, toată dejecția, o organizat-o. Sigur, acum spune, să nu mai dai iarna, să nu mai dai nu știu când, fără zăpadă sau pe zăpadă. Sunt niște acolo restricții, da. se mai schimbă. Sau nemții. Dom'le, și-au ridicat nivelul acestui parametru care se cheamă humus foarte tare pentru că au dezvoltat zootehnia și toate dejecțiile s-au dus până. Și azi fac și biogaz și după aceea dejecțiile le duc în câmp. La noi să nu fii cu supărare. La noi, pentru că mă provoce acum și sunt puțin... Vă rog, supărați-vă pe mine. Da. La noi nimeni nu garantează de sănătatea
animalelor. Îmi pare rău. Eu am un frate medic veterinar. Dar nu pot să mă las să înființez o exploatație de 1.200 de capete, da, și mâine să vină boala vacii nebune și, da, nimeni să nu dea socoteală. Da. Da. Mâine să apară pesta africană, da, și nimeni să nu dea socoteală. Păi, păi dom'le, nu? Ați văzut și domnul ministru astăzi, foarte frumos astăzi, dom'le, trebuie să zootehnizăm, uh-huh, să, uh-huh, să produsele astea, da, să le trecem prin gura animalelor. Da, dar n-am spus și chestia asta. De cine, că eu vă garantez de sănătatea animalelor. Pentru că cineva, adică eu dacă greșesc, inclusiv dacă mă bate grindina, înseamnă că am greșit cu ceva în fața lui Dumnezeu, deci inclusiv cu asta, dar nu mai zic o greșeală tehnică, plătesc, doamne. Plătesc, n-am producție, am investit, n-am câștigat. Dar cel care, asta e misiunea, să-mi asigure sănătatea animalelor. Limba albastră, la ani de zile n-am putut exporta într-o anume direcție. De ce? Pentru că aveam limba albastră. A, acum suntem cu pesta și nu-i terminată. Culmea, nu-i terminată. Credeți? Pentru că factorii, da, da, care decid trebuie, da, să fie mai hotărâți. Dom'le, cu toții să ne facem datoria. Eu mă fac în dreptul meu și dacă greșesc, plătesc. Ce? Când faci greșeală de circulație și te-a primit asta, nu, total nu de acord, plătești? Dar ăsta când face cine greșeală... Cine își asumă să ucidă toți porcii mistrești care circulă liber? Avem, primim vreodată vreo autorizație în sensul ăsta? Păi, dom'le, pentru că... nu, dar aici chiar n-aș vrea să intru, știu, în... Știu, și e un subiect zona atât asta, de delicat, pentru că aș, da, putea să spun niște lucruri dure, da, astăzi. Păi, da, eu nu pun mai presus, dom'le... Fermierul... Eu nu pun mai presus un porc față de un om. Adică omul să n-aibă ce mânca, să omor mii de porci care sunt domesticiți, pentru că cei care iubesc porcii sălbatici... Vor să-i vadă din când în când, nu, la televizor. Și, dar nici nu-i văd. Da, știu. Că porcul știe unde să ducă să mănânce mai bine decât oricine. Într-un an am semănat mai devreme, mi s-a găsit 3 hectare de porumb experimental, când m-am dus n-am mai găsit niciodată. De ce? Pentru că ei știu unde să se ducă, acolo unde e mâncare. Am ajuns în zona zootehniei, deși am trecut prin multe. Tot vorbim de zootehnie, eu reală și rămân fermier. La dumneavoastră mă uit ca ținând partea europenilor, verzilor, vacile. Vacile au fost foarte mult timp blamate, că sunt unul dintre cei mai mari poluatori de metan, știm foarte bine. Nu, dar stai că unii au spus că laptele e... Și laptele e cancerigen. Cancerigen. Săracul nenea Petcu, nu mai zic. O altă, da, nu știu de colesterol. Da. Dar revenim, ca să vedem cât suntem cumva un pic ipocriți. Recent, nu sunt 3 luni de zile, de când Uniunea Europeană, prin vocea doamnei care se ocupă de securitate alimentară, a venit și a zis că dau drumul la o mare inovație, care este triooxipropanolul, dacă ați văzut, care este un adjuvant care se pune în hrană, astfel încât să reducă gazele din stomacul animalelor. Și atunci am simțit dintr-o dată o furie și am zis, hai să căutăm mai multe despre. În căutările mele despre acest produs, am găsit în jurnalele de știință ale Americii, ale tuturor europenilor, acest produs ca existând pe piață încă din anii 70, 80, 90, da, suntem în 2000, am blamat vacile și noi aveam ca la copii un espumisan. Ok, se cam bășesc, dar iertați-mi expresia. Dar dă-le, domnule, ceva, și copilul are gaze. Da. Și abia acum am dat drumul și l-au anunțat ca pe o mare inovație și spunem că suntem premianți. Eu ți-aș răspunde că mai bine mai târziu decât niciodată, dar nu e corect așa. Pentru că ce rolul, mai avem în sertarele rolul științei, rolul științei și poate, sigur, și modul cum am tratat știința ne face să avem astăzi o serie de necazuri. Cert este că rumegătoarele au această calitate de a transforma hidrații de carbon într-o formă proteică prin acest proces în care intră și azotul și ne duce undeva la niște forme amoniacale, la niște forme mai mult bioxid de carbon, care se elimină nu neapărat prin partea din spate a animalului, cât și prin partea de rumegare, prin partea din față a animalului. Găsirea unor astfel de soluții ne pot ajuta foarte mult. Tu ai întrebat acum de ce atât de târziu.
Și ce mai avem în sertare, cred că e și mai important. Câte soluții mai sunt pe acolo și nu le-am căutat? Lumea este atât de inteligentă și de deșteaptă, încât eu sunt convins că va avea soluții, se vor găsi soluții pentru toate. Pentru că mai presus de orice rămâne omul. Și noi de el trebuie să ne ocupăm. După aceea ne ocupăm și de animale, că fac parte din așa, și ne ocupăm și de verdeață, și de flori, și de multe. Dar, pe primul loc, să nu uităm omul. Da. Deci, să-i dăm suficientă mâncare și să-i dăm cea mai sănătoasă mâncare. Asta este rolul nostru, a agronomilor, a celor care lucrează în domeniul acesta agricol. Sunt mândru de că fac această treabă și cred că și tu ești mândră că faci împreună de soțul tău. Nu, faceți emisiuni pentru agricultură, pentru cei care fac pâinea noastră cea de toate zilele. Am avut recent o astfel de discuție, dacă vorbim de pâinea noastră cea de toate zilele și dă-ne nouă astăzi, am înlocuit pâinea cu grâu și am zis că grâul nostru dă-ne-l nouă astăzi și ferește-ne-l de boli și de dăunători, pentru că dacă nu ne-l dai nouă, e clar că îl dai dăunătorilor și bolilor, vorbind în contextul în care toată lumea vrea... Dar nu-i corect așa. Da. Deocamdată, eu cred că nu ne putem permite. Așa cum nu sunt de acord cu cei care spun, nu mai exportați grâu, dar ce să facem cu el? Da. Te întreb, ce să facem cu el? Noi folosim pentru pâine circa 2 milioane de tone, dacă nu mă înșel. Nu cred că mai face. Și facem 7-8 milioane de tone. Nu, o consumă aia care ne fac pâinea de unde o cumpărăm noi. Și restul până la 6 milioane, pentru că cu grâu nu poți face altceva, în afară de patiserie și pâine, nu văd la ce l-ai mai putea folosi. Și toți pricepuții din agricultură spun așa, nu exportați grâu. Bun, dar balanța comercială a României, cum o rezolvăm? Adică păstrând grâu, deci pentru ce? De ce îi face asta oamenilor? Nu avem nici capacități de stocare, e ilogic. N-ai unde să le ții. Sunt lucruri care câteodată mă deranjează, dar ce sunt eu? Un nimeni mic acolo, în lumea asta în care trăim și care, sigur, politicul parcă a căpătat, se revine. Din păcate, nu e doar politicul pe România, ci e politicul de european. Simțim izul acesta al birocratizării încă de la Bruxelles. Eu cred că dacă noi am fi puțin mai fermi și mai curajos, am putea să ne... Noi fermieri... Dovadă, noi avem un popor care a dovedit, eu nu iau pe unguri de exemplu, dar iau pe polonezi, care și-au rezolvat toate problemele frumos. Pe urmă, pentru reziliență, nu? Să nu pui tu 5 bani pentru agricultură? Este. Mi-a plăcut ministrul de astăzi când a spus, ăsta e adevărul, domnule. Nu s-a dorit 5 bani. Lumea vorbește vrute și nevrute, nici nu vreau, pentru că nu i-a verificat ce aș spune, dar banii că au luat o altă direcție pentru o anume zonă din România, dar asta e mai puțin. Nu sunt pregătit să n-am date. Da. N-am date. Și știți cum e, nimic nu-i bătut în cuie. Corect. O să trecem tot prin bucla pe care am început-o, de altfel, cu tehnologizarea. Mergem împreună, an de an, în agritehnica. Vedem că, până la urmă, reducerea de pesticide poate putem să o facem, așa cum a spus și dumneavoastră, printr-o mașină care să aplice mai puțin. Dar am altă soluție. E o soluție formidabilă. Și am spus-o și unui profesor universitar astăzi. Știi că dacă folosim apă dedurizată, se reduce cu 20% consumul de... Deci îți recomandă firma care îți vinde, sigur. Și știi, firmele astea vând instalația de dedurizare a apei. Dragă, dacă tu ți-o recuperezi într-un an, pentru 2000 de hectare, cineva o să spună, dar eu am numai 500. Păi mă unesc. 3-4? 4 cu 500 și am avut 2000 de hectare. Dar au și instalații mai mici. Așa, probabil, nu știu. Eu am ferme de 2000 de hectare, 30 de ferme, 29 de ferme, de fapt, și am cumpărat 30 de stații. Una e de rezervă. Dacă, Doamne ferește, una se strică și îmi filtrează apa și mi-o dedurizează și mi-o acidifiază atunci când pH-ul e nevoie să fie mai acid, când pui substanța respectivă și o administrezi, îmi face toate astea. Se regenerează, nu poluează, decât îți elimină afară impuritățile din apă și... atunci când acești polimeri îi curăți cu sare de bucătărie, cu nimic altceva,
mai e ceva acolo, impurități foarte, foarte reduse. Așa este, păi nu merită. Da, 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 da. Dacă știu. eu realitatea este că am recuperat în 8 luni, dar eu nu, eu spun un an, pentru că poate nu toată lumea ar fi atât de precisă și exactă. Dar într-un an să recuperezi o investiție și să transporti mai puțină apă pe câmp, să reduci costurile, păi numai cu transportul. Sigur, în insulă am apă la tot pasul, dar ce se face ăla de pe vârful dealului, care trebuie să aducă de la 5 km o cisternă de apă și aduce două pe zi. Pe sistemul acesta poate aduce numai una. Corect. De ce? Că nu mai dă 200 de litri de soluții, dă numai 100. Și îți spun că nu va greși deloc dacă va pune numai 50 de litri de soluții. De-aia dronele sunt formidabile, pentru că trebuia să-ți spun mai departe. Ele utilizează puțină apă, dar efectul este formidabil. Capacitatea lor, probabil că de asta și albinile au aripi. Revenind, da, astea sunt mașinile. Mergem mai departe și spunem, lumea mecanică e pregătită să spună mai puțin. Haideți să mergem pe genetică. Vorbeam, recunosc, ne-am întâlnit astăzi dimineață la cafea și vorbeam despre ce e genetica în stare să facă. Și nu vreau să trecem fără să vorbim despre faptul că lumea agricolă a dat un pic greș cu modificatele genetic, nu că s-au făcut, ci pentru că n-au acceptat societatea civilă, n-a adică înțeles. Adică societatea civilă a greșit. A dat greș. Eu am zis nu genetica. Eu am zis, eu am spus inclusiv domnului Vasile Iosif, poate și noi am greșit că n-am știut să comunicăm, poate și nouă ne-a fost teamă. De câte ori fac o emisiune despre siguranță, nu trebuie să aruncăm exact cu piatra în nimeni. Da. Dar neprofesionalismul celor care ne hotărăsc soarta e numai ăsta de vină. Da. Nu pot să iau, spune domnule, dar e un politic. Păi dacă nu știi nimic despre chestiunea asta, el ca să-și rezolve zice, domnule, nu mâncați organismul modificat genetic. Și acum toate vaccinurile cum sunt? Da. I-a obligat pe toți să... și-a băgat organismul modificat genetic. Și n-am, din contra, văd că ne-a ajutat. Păi între a chimiza o plantă și a omorâ pe diabrotica sau pe helicoverpa, cum discutam astăzi, a le omorâ cu atâtea tone de chimizare și a avea un porumb care, pe care această insectă nu-l tolerează. Nu poate mânca și moare de foame. Această insectă. Da. Eu sper că să nu le mai aparte cineva și acestor insecte că le nu se știe niciodată. Da, e posibil să avem surprize. Mergând mai departe, avem noua tehnologie, editarea genetică, CRISPR-Cas-ul, care, da, iată, acum își dă poate testul dacă se naște sau nu se naște în conștiință și cum îl naștem, e foarte important. Dăm liber cercetărilor. Ok, toată lumea vrea inteligență, calculatoare, drone, astea le acceptăm ușor. De ce partea de genetică nu merge? Dintotdeauna am susținut și am spus, cea mai ieftină investiție în agricultură este investiția în genetică. Pentru că imaginează-ți, cât costă un sac de sămânță de porumb, dau un exemplu, care se folosește pentru un hectar, câți euro poate costa în plus, deci pe hectar, dacă iei un soi mai bun sau un soi mai puțin bun. Dom'le, eu vreau soi rezistent la secetă, pentru că sunt într-o zonă de secetă. Eu îți garantez că aproape nu-i diferență de aia. Dar cine a rezolvat problema? Cei care cercetează acest domeniu. Acum 10 ani am fost împreună cu Vasile Iosif la DuPont și au zis, tu ești fermier, de aia te-am lăsat aici, mare fermier. Ce ai vrea tu de la... Și am spus, aminte. Eu aș vrea ca și pe rădăcinile de porumb să crească bulbi de... ăsta, de bacterii fixatoare de azot. Am primit anul trecut un semnal de la Wilmington, din Delaware, statul Delaware. Mi-au comunicat, suntem pe drumul cel bun. Am realizat prima plantă de porumb cu capacitate de... Măi, nu fi cea mai bună. Probabil că vor mai trece ani până când să intre în producție. Dar faptul că oamenii să genetic, să străduiesc, să schimbe o plantă din una
care nu-și lua azotul din aer, ci trebuia să-i dau eu îngrășăminte chimice, deci să poluiesc, fac tot ce a discutat noi până acum, și vine ăsta și zice, dom'le, lasă că și ia singur, și ia singur azotul, ca și fasolea. Parcă cineva va îndeplini vis. Și sunt vise îndeplinite, frumoase, pe care le trăiesc, și dar cel mai frumos vis al meu, trăit de agronom, este că avem o generație tânără care vine formidabil din urmă. Vine formidabil. Ăștia ne vor face să avem mâncare. Sigur, vor căuta inteligența artificială. Vor sta în birou și tractoarele vor lucra pe câmp singure, că doar ăsta e viitorul. O să ni se pare că ăsta sunt leneși față de ce făceam noi în câmp. O să zic, a, subiesc pe timpul meu. Pe timpul meu eu am început cu sapa. Și trebuie să rămân la sapă, dar nimeni, nu mai vezi pe câmp oameni prășind porumbul, poate într-o grădină, în legumicultură sau ceva, dar în rest, nimeni. Și ce? Eu să spun, dom'le, pe vremea mea, ce pe vremea mea? A fost visul meu, de-aia m-a făcut agronom, să nu mai prășesc, să nu mai secer. Mergem mai departe și o să vorbim despre piticul, porumbul pitic. Iată această nouă. Dragă, aici genetica și-a atins niște... Da. Un nivel, niște ținte, și oamenii deștepți s-au gândit, dom'le, cum am putea noi să mai creștem productivitatea peste nivelul pe care l-au atins, eu mă refer, productivitatea pe hectar. Așa, pentru că până la urmă asta e, nu cât dă porumbul, ci un știulete sau cât îi dă mare, ci cât știulezi de ăștia, recoltezi de pe un hectar. Adică, care e producția medie la hectar? Ei, dacă până acum se obținea așa pe o medie, să zicem, o iau pe România de vreo 65.000 de plante pe hectar, care fac un știulete, să zicem, de 120 de grame, ia că avem o producție medie de vreo 6-7 tone, cam atât e la media. Porumb, dacă nu sunt ceva lucruri umflate. De ce? Pentru că cultivăm 65.000 de plante. Dar dacă am cultivat 100.000 de plante, cu cât ar crește producția? Și atunci, și acum revin, iar cu o poveste, deci eu am prășit în viața mea enorm de mult. Și am văzut că sapa tatălui meu avea cam 30 de centimetri, așa, ca lățime. Și totdeauna ei nu semănam în rânduri, cum e acum, semăna cu mâna. Și ce făceam? Treceam sapa printre rădăcină. Și ce făceam de fapt? Eu făceam spațiu de nutriții de 30 plante. De centimetri împărțit la doi. Și porumbul de alături primea din ăla. Dar aveam 15 centimetri aici, 15 în partea aia și lăsam 30 de centimetri. Deci, eu realizam, fără să-mi dau seama, un spațiu de nutriție sub formă de cerc sau sub formă de pătrat pentru fiecare plant. Și atunci am zis, de ce să nu fac și eu? Ia să văd cât pot apropia. Și prima mea, o știe toată lumea, experiența a fost când am redus de la 70 de centimetri la 50. De ce? Pentru că am luat un hârleț, am săpat și am văzut că în zona dintre rânduri rămân vreo 10-15 centimetri, care nu era nicio rădăcină de porumb. Păi, dragă, dacă pe mine mă plouă 15 milimetri de preștinare, zic, porumbul meu a primit 15. Nu e adevărat, că porumbul tău e numai pe 60% în suprafață, pe 40% se duce în pământ fără nicio... Dau îngrășăminte. Din nou, la pe fel. 40%, eu zic că am dat 250 de kg, dar de fapt am numai 200, sau cât rezultă cu o pierdere de 40%. Deci, trebuia să mă gândesc la treaba asta. Și am ajuns la concluzia și de ce am semănat primul porumb împătrat, poate din România. Așa nu știu ne-ați dacă... învățat. Așa. Ți-amintești când puneam cu sfoara și ieșa pătratul? Da, da. Astăzi a venit cineva și a zis, dom'le, dar cum puneai dumneavoastră? Dom'le, ca să-mi iasă 75.000 de plante, eu puneam la 36,5 sau 35,5 pe 34,5. Deci nu era chiar un pătrat. Mușcam un centimetru, de ce? Ca să ajung la 75, că așa veșa numai 72.000 de plante. Ok. Și cineva zice, îmi zice, și ăsta e domnul Fuia, zice, dar dacă faci chestia asta și pui la 19 centimetri.
Știi ce număr de plante ai la hectar? Ce crezi? Ar crește plantele astea dacă ar avea treaba asta? Și eu m-aș aștepta să spuneți că n-are spațiu de nutriție pe rând. Păi nu, că l-are. Îi sigur. Așa. Nu. Păi acum, nici pătratul ăsta și nici rădăcinile astea nu merg de uniformitate perfectă. Numai vârfurile ajung în zona. Ei, o să întrepătrundă niște vârfuri de rădăcini care nu îmi vor produce mie atâta pagubă, consumându-și din zona reciproc, s-ar putea exact ca număr de rădăcini pe centimetru pătrat să fie egal cu ăla din zona de mijloc. De ce? Pentru că vin și alea, pentru că aici sunt mai puține. Cred că sunt logic, nu? Și atunci valorific chiar mai bine spațiul decât credeam eu. Dar ce este important? 30% în plus producție pe hectar la porumb deodată, să crești de la 12 tone la 15 tone la hectar, e un salt extraordinar. Sau de la, unii vorbeam eu, de la 6 tone, cât ziceam înainte, ori cu 30% în plus să crești la cât vine. 7-8 tone. Absolut, cu aceeași nutriție, cu aceleași costuri. Da. Boabe mai multe la hectar. Susțin ideea domnului Fuia și ideea... Stein, sau cum se numește? Stein. Și ideea, că de fapt ideea e de acolo. Da. Și a avut o idee foarte bună, pentru că unde, până la urmă, puteau pe amândouă. Și genetică bună și... Vom găsi pentru că în genetica... practică? Da, deja sunt cultivate. Unde? În insulă? Ați pus? Și în insulă sunt puse, da. Nu eu. Da. Colegii generația mei, următoare. Generația care a rămas, a pus și în insulă o astfel de experiență. Mizez acolo o creștere de cel puțin 30% la producția de porumb. Abia aștept să... Contează faptul că e pitic? Da. Păi da! Păi când porumbul este mare și se umbrește, deci porumbul cel mai tare suferă din cauza autoumbririi. Nu, nu observ că dacă un porumb a rămas întârziat în răsărire și nu ai o răsărire explozivă și unul e mai înalt cu jumătate de metru și ăla e mai mic, ăla mai mic nu face știlete. Dar tu l-ai ca număr de plantă acolo. Dar noi am mai găsit o soluție salvatoare, dacă ne amintiți. Aia de la, nu știu cine, dar cred că sunt mulți în genetică care au făcut 2 știleți pe un porumb și iarăși ni s-a părut wow. Da. 2 știleți pe un porumb. Până la urmă, care e rolul plantei de porumb? Să sintetizeze materia organică care să o adune pe principiile care am zis, să le pună într-un porumb. Dom'le, îți pune în 2 porumb, dar din cauza luminii nu pune 2 porumb. Și fabrica aceasta de frunze, cu cât o micșorezi, cu atât puterea ei este mai redusă. Cu cât o mărești, cu atât se umbrește și cu atât iar ai o problemă. Porumb cu 2 știuleți o să vezi numai la margine. De ce? Pentru că la margine e lumină dublă ca în lan. Și atunci porumb cu 2 știuleți nu merge mai rar? Păi mai rar, dar adună 2 știuleți și dacă rărești atât de mult... Tot nu iese? Știi cum? Iar mă provoci. Vă rog. Deci în viața asta eu am descoperit că oamenii la țară, când eram mai tânăr, agronom, am descoperit că ei... între rândurile de fasole puneau, bineînțeles că acolo nu ți-e erbicida, da, corect. Puneau rânduri de porumb în fasole. De porumb, puneau și câte un rând de porumb ca să delimiteze, unii pentru puneau mături, pentru făcut mături și așa mai departe. Și bă, e interesantă treaba asta. Și am mers pe varianta o semănătoare de porumb, una de fasole, una de porumb și anul următor schimbam, începeam invers. Începeam invers. Cu aceeași lățime, tot prășitoare și una și alta. Așa. Unii m-am încurcat. La erbicidare. Nu că n-aș fi găsit o mașină care să semene exact, ci din cauza vântului. Nu puteai găsi un moment perfect ca niciun fel de aerosol să depășească dincolo. Poate există soluții, dar ar fi păcat să nu o practici. Adică să folosești acel azot pe care fasolea, mazărea verde, mazărea furajer, oricare, toate leguminoasele o dă și planta următoare să o folosească. Ca să reduci ceea ce spuneai tu, pactul verde, Green Deal-ul, care Europa îl cere. N-am înțeles. Eu le iau partea sau tu? Da, dumneavoastră le luați. Eu le iau partea. Da. Nu, că mă înjură fermieri. Eu țin foarte mult la fermieri. Așa. Eu cred că nedreptatea vine de aici.
că trebuie să le ducem la jumătate și noi toți la fel. Nu-i drept. Noi să avem dreptul să creștem. Vă întreb altceva. Sunteți înțelept. Și istoria ne-a dovedit că în România, la ora asta, și nu știu, poate sunt eu mai puțin informată, care sunt culturile în rotație pe care fermierul le are la îndemână? Pentru că numărăm 4 și la revedere. Ce facem? Dragă, eu, dacă Valic, ar depinde de mine... Dă-i tu iar, frunza la nu, o parte. Iar, da. Iar mă provoc. Vă mulțumesc. Că... Dacă de mine ar depinde, da. Eu aș băga obligatoriu în rotație o leguminoasă. Obligatoriu. Și acum întrebare. Care? Soia este foarte bună. Fără irigații. Fără herbicide. Și atunci ți-ar spune așa. Eu aș băga lucernă. Da. Pentru că rezolvă ceea ce discutam la începutul discuției noastre. Adică pământul se așează, se odihnește, rădăcinile de lucernă nu sunt valoroase numai datorită nodozităților, acumulării azotului în aceste, cu ajutorul acestor bacterii, ci volumul lor este imens. Nici n-ai idee câte rădăcini se formează într-un metru cub de pământ. Și nu le arăm după. Și iată materia organică. Da. De asemenea, aceste rădăcini care pătrund până la adâncimi foarte mari, s-ar putea să fie într-o zonă unde pânza freatică e la 2 metri, la 3 metri. Sigur, nu trebuie să ne îmbătăm cu... că ea 60% din rădăcini sunt într-un metru aici. Celălalt 40, nu știu dacă, la 100, dacă pot răni, asigura într-o secetă puternică planta. Dar cert este că dacă a suferit o dată de secetă, nu moare. Ea își reia ciclu următor. Se autoconservă. Are această capacitate extraordinară. Pune porumb, dar nu blamăm, că azi suntem în ziua... Azi nu. Cu porumb. Cu porumbescu, așa. Familia. Pune grâu, de exemplu, când s-a uscat, nu se mai întoarce, nu-și mai revine pentru nimic în lume. Ce facem cu lucerna că nu avem zootehnie? Păi, o să avem. Zice domnul ministru, dar eu n-aș condamna niciun fermier să-i o ia de la capăt. Nu. Dar toate vin de la sine, treptat. Dar imaginează-ți, producem proteină, deci lucerna produce dublu proteină pe hectar decât soia. Ai auzit pe unul din fermieri azi la întâlnire? Problema noastră, nu avem proteină. Păi cum te plângi, bă, de proteină? Dacă ai lucernă, te mai plângi de proteină? Fă un program. Și Franța a făcut un program pentru lucernă, pentru că și-a dat seama că lucerna este cea mai ameliorativă plantă din care există pe pământ în cultură astăzi. Sigur, eu merg mai departe. Proteină să am eu, nu-mi spune ce să fac cu ea, că o dau la animale, dar poate o extrag și fac altceva, că doar proteina asta vegetală poate fi utilizată și în hrană. Avem cumpărător? Adică eu mâine dacă am lucernă... Nu, domnule, dar cercetarea să spună că doar proteina e proteină. E ca și cum ai spune... Am înțeles. Cine prelucra țiței? Păi țiței, țiței. Așa și asta. Proteina e proteină. Și trebuie pe ea să-i găsesc o utilitate. Tot mă plâng că duc lipsă de ea și acum să spun, păi am proteină, dar nu știu cum să o utilizez. Nu e. Mai facă treabă și cercetarea, nu? Bine că ne-am așezat comod și să-i punem pe cercetători la muncă și să ne spună asta. Dragă, astea sunt subiecte care... Da. În afară de lucernă. Și să nu mai luăm cu vinie și ne spun, covorul meu ce recomandat permanent e cu tare și cu tare. Să avem covorul pentru România. Cum scoți tu lucerna? Auzi, din amprenta de azot, de carbon, să îi spun că, nu, lucerna cultivată nu-i băgat. Doamne, iartă-mă. Spui că trebuie să ai covor permanent, ai cea mai bună cultură cu covor permanent, care crește materia organică din sol, care depozitează. De ce? Pentru că el n-a făcut măsurători. Rădăcinile astea cresc, se înmulțesc cum crește lemnul la pădure. Așa și rădăcinile de lucernă îmi depozitează în ele. Și după aceea, prin procese biochimice foarte complicate, carbonul este reținut în sol. Nici nu-l vezi, nici nu-l simți. Dar când faci analiză, constați că ai cu 0,1% mai mult humus în sol. De ce? Pentru că ai cultivat lucernă. Și tu spui mie că nu, lucerna nu intră. Nu de intră, ce? Păi o tai toată ziua așa.
mâine o să spui cotaj, o dai la vaci și vaca râgăie și... Și ia uite cum e evoluantă. Nu pot așa. Am o grămadă de subiecte, dar nu vreau să trecem mai departe până nu-l discutăm pe unul. Sunteți foarte plimbat în toate țările lumii cu agricultură frumoasă. Da. Bună. Recunosc. Rapița care se treieră, se lasă jos și se recoltează ulterior. Va fi prezentă în România? Cei de la Pioneer aveau un astfel de hibrid. Nu, este o temă. Eu am avut, am un prieten acum, da, fermier, cu care am avut această discuție. Și? Și el mi-a zis mie că el merge recoltarea în două faze. Asta. Se cosește, se lasă jos, se așa și mai departe. Și am zis, dom'le, uite, nu sunt adeptul să fac treaba de două ori, pentru că e consum de motorină în plus, de umbla pe câmp, tasat, etc. Dar iau o solă, împarte-o în două, jumate aplic-o prin tehnologia ta și jumate fă-o prin tehnologia cărțană. Dacă tu mâine obții 100 de kg în plus sau... Orice plus. Nu, care să acopere costurile. Corect. Cu da. Trecerea lucrarea, de ridicare. Așa, și cu tasarea și cu astea, și zic, mă, aplicăm tehnologia ta. Dar gândește că trebuie o mașină care se ia de brazdă. Nu e combina asta care merge și trebuie una care se ridice. Dar poate o ai și pe aia și foarte bine. Hai să facem așa. Și îmi spui și mie. Rapița, iată, la un moment dat, chiar spunea domnul Tabără foarte frumos, mai devreme a stat în locul dumneavoastră și spunea că trebuie să ne gândim totuși când suntem așa de vehemenți cu Uniunea Europeană, așa cum vreau eu să fiu cu dumneavoastră acum, ținându-i la partea, că niciunul dintre proiectele astea foarte verzi și de mediu nu le-a ieșit total celor din Uniunea Europeană și că nu e așa de speriat, poate mai trecem un pic și numai atât. Nu numai că nu le-a ieșit, dar au scos din biodiesel, știți că aveam o cotă prin care trebuia... Da, știu. Care nu s-a realizat? Avem vreo adică șansă? Biocombustibilul. Da. Mai trecem în zona aia pentru că iată am dat înapoi dacă și... Dacă mă întreb pe mine, sigur că cel mai eficient ar fi panourile solare, e vântul, energiile astea, care costă foarte puțin. Sigur că se discută foarte serios, nu sunt pregătit foarte mult pe tema asta, dar mă documentez și poate când ne mai întâlnim, hidrogenul. Da. S-ar părea că ăsta va fi salvarea noastră. Dar cei care extrag încă țiței și au țiței în asta, sigur că nu sunt chiar foarte de acord. Parcă ce, împotriva organismelor modificate genetic, cine n-a fost de acord? Fabricanții de pesticide. Ce să ne mai temem? Ei au spus... Omorâți oameni, o să le crească încă un nas, încă o ureche, doi ochi. Nu se va nu întâmpla putem, asta. Nu putem. Deci, mie mi-ar fi frică. Trec eu în locul dumneavoastră și spun, nu pot să zic asta. Nu. Bun. Dar un porumb tratat cu patru chimicale... Da. Nu e mai dăunător decât unul... Decât unul care singur își salvează pielea sau decât un cartof care are perișorii mai mari și nu poate... Gândacul de colorat o să muște. Da. Pe care... Și pe mine m-a întrebat, și dom'le, care porumb îl... Dacă ți-ar pune în farfurie, m-au întrebat francezii. Dacă îți pun în farfurie, unul spune, ăsta e modificat genetic și ăsta e nemodificat genetic. Da, dar eu mai vreau să nu spui numai atât. Să spui cu ce ai tratat pe ăsta și eu o spun pe care îl mănânc. Da, și foarte frumoasă întrebare atunci când da, pledăm și noi uneori în, că asta a început să spun că în emisiunile noastre, dacă vorbim despre, e clar că ne-a plătit și nu știm așa, cine și tot așa. Da. Da. Dar ce exemplu mai elocvent îl aveți decât cu domnul președinte al Academiei, da, domnul Tabără, da, da, care a învinuit total pe nedrept. Pentru ce? Pentru pură știință, pentru adevărată cercetare care costă enorm. Și cei care au investit în asta n-au investit degeaba pentru că și nu au aruncat în piață ceva care să ne omoare pe noi. Când n-am văzut americani morți care mănâncă de 25 de ani, 30 de ani numai soia modificată genetic și n-am auzit pe cineva mort pentru în cauza. Pentru că neștiința spune așa că de asta sunt grași, obezi și nu știu cum. Și au numărul mare de cancere și de tumori. Nu vreau să intru în amănânte. Eu știu de ce. Știu doar ce e... Dar noi nu mâncăm, nu? Da. Și de ce avem copii grași? Da. Te întreb. Da. Avem destui copii obezi și noi. Și cum?
aici e de educație, de... Pe mine mă bucură că școala începe foarte serios să ocupe cei care sunt pentru treaba asta, pentru risipa alimentară, pentru protejarea naturii, pentru... Astea sunt lucruri, pentru plantări de pom, astea sunt lucruri extraordinare. Să nu mai arunci pe stradă, să avem grijă de fiecare colțișor, unii să ajutăm. Asta da, sunt absolut de acord că trebuie educare din școală. Am văzut acum pe japonez, de câțiva ani, numai pentru asta educă. Câțiva ani. Și rămân. Uite unde au ajuns. De ce? Pentru că, zic că, dom'le, dar nici chiar așa duri cu ei. Păi nu duri, dom'le, dar nici să, numai să nască pe o grămadă de bani și de acolo să arunci în stânga-dreapta. Nu se poate. Și copilul trebuie să aibă responsabilități, ca și oamenii mari. O să încheiem acest material pe care o să-l avem, desigur, pe internet și pe mediile online, mulțumindu-vă și dacă ar fi să vă puneți o dorință pe care eu mi-am pus-o și cred că e undeva mult în istoria omenirii, dar poate o repunem astăzi în astral, să avem o plantă pe care să ne ducem la semănat și să ne mai ducem la recoltat. Dacă ne imaginăm asta, avem că una se poate... Avem una, că ne ducem la semănat și o recoltăm timp de 5 ani. Care? Luceva. Așa am reușit să fac. Eu închei cu pledoarie pentru lucernă. Vă rog, cred că toți fermierii ar face așa. Dați-ne și soluțiile unde să vindem. Contact mai jos, arond... Nu, dragă, noi vom consuma lucernă. Da, o vom oamenii. Consuma, știi de ce? Pentru că având lucernă, nu este specie care să nu... Știi că și găina, dacă îi dai lucernă, fândă lucernă sau lucernă verde, știi că face cele mai frumoase ouă, cel mai frumos gălbenuș, îl ai... Că tot vrem numai ouă de țăran. Uite... Ți le poți face singur, dând numai lucernă la așa. Ți-am dat exemplu că și, dar porcul eu acasă creșteți aveam lucernă porc? În grădină, absolut. Aveam lucernă în grădină cu care creșteam porcul. Lucernă verde. Deci, putem găsi o mie și una de soluții. Mai cu seamă că azi poate fi conservată. O recoltezi verde, o pui într-un balot de plastic, stă acolo verde sub forma aceasta. Păi ce vrei mai mult decât să ai și vitamina D și vitamina nu știu care și așa mai departe. Un furaj atât de complex îl dai la animal și când e zăpada de un metru afară. Da. Avem ce face cu lucerna. Și oamenii se vor întoarce iar cu fața spre zodenie dacă facem politici agricole în acest domeniu. Să știi că țările care s-au zootehnizat foarte tare în Europa au fost pentru că politicile agricole au fost pentru treaba asta. Orice caz, nici eu nu vreau să fiu acum Mafalda, să dau soluții la toate, că nu sunt. Nu sunt. Sunt un simplu muritor. Asta m-a dar agronom. Ați putut să spuneți și ce ați greșit și când ați greșit? Da. Și ce e... Da. Mulți se tem să nu pice de proști. Atunci da. Când recunosc propriile greșeli. Știi ce? Eu îți dau o greșeală pe care nu mi-o iert. Am cumpărat 10 mașini mastodonți care băgau în pământ fosforul pentru că fosforul nu este nu se levigă, nu se mișcă, ci el stă acolo unde îl pui. Cu mici milimetri acolo care se mai duce. Așa. Am cumpărat o mașină care îmi băga la 15 cm fosforul, eu să-l găsesc când plantez acolo, am stabilit distanța între rânduri, astfel încât să nu există rând pe care eu îl semăn, să nu ajungă cu rădăcinile în fosfor. În fosfor. După ce am terminat, m-am dotat tractoare 350 de cai mari și am făcut laboratorul de agrume. Dădeam fosforul toamna, îl măsuram primăvara fără cultură și constatam că mai am jumate. Și am zis, Doamne, ciclu. Și, bineînțeles, m-am dus la un pedolog, m-am dus la un agrochimist. Ca medic? Am stat cu el, m-am dus la medic și medicul mi-a spus. Pentru că în solurile cu pH în jur de 7, deci neutre, sau peste 7, ce înseamnă? Au pH ridicat, de ce? Pentru că au mult calciu. Calciu intră în combinație cu fosforul și formează a doua variantă, difosfatul de calciu, care este jumate... Bun, jumate planta nu. Trifosfatul de calciu este imobil. Și atunci dădeam fosfor din care foloseam numai jumătate. Cu o dotare de top.
tras pe dreapta tot, tras pe dreapta, cu niște costuri financiare foarte mari. Nu era de ajuns fosforul dat și am creat un nou trend. Îngrășământ care să se preteze să-l dau odată cu semănatul. Da. Și cu o semănătoare care pune îngrășământul pe rând cu boabele. Asta pentru asta e mama copilului, e laptele de la mamă și mai de și un alt rând de îngrășământ mai jos la 15 cm, ca așa îl bagă semănătoarea. Da, da. Așa ca să aibă masa de mai următoare. Da. Și ați deci, pregătit două mese. Și atunci am făcut și acesta 14-28-14, acest îngrășământ formidabil, așa, și am abandonat și am recunoscut că sunt vinovat, principalul vinovat, că am cumpărat 10 mastodonți de tractoare cu 10 mașini. Lucram toată insula, pare. Deci domnule, recunosc și greșelile. Este minunat. Am zis că o să fac un podcast doar cu oamenii care au greșit și au recunoscut unde au greșit. Frumos. Vă mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc. Plăcere.